Salutare, prieteni! Clipul ăsta o să-l încep din casă, o să-l încep din pat, cum nu m-ați văzut niciodată. Și de ce o să fac treaba asta? Pentru că în momentul în care am terminat primul clip cu rezervorul, am făcut încheierea, iar când am început continuarea la reparația rezervorului, nu am mai făcut introducerea, așadar o să vă introduc aici cam ce o să facem astăzi. Astăzi o să continuăm lucrarea la rezervor plus alte activități și în același timp vreau să vă spun că în prezent am pe contul de YouTube la activ cred că 200 și ceva de clipuri. Dumneavoastră, cei care mă urmăriți clip cu clip, sunteți 1000 și ceva, 2000, 3000 chiar, în unele cazuri poate și mai mult. Vreau să vă recomand să intrați la mine pe canal, să intrați la videoclipurile mele și o să găsiți acolo clipuri de la începuturilor mele, de când am început eu cu YouTube-ul, și o să mai vedeți mult mai multe clipuri diversificate și cu lucrările la celălalt IMS-ul și cu ce am mai stricat pe la IMS-ul ăsta înainte să mă apuc de el. Deci aveți acolo, dacă vreți să vedeți, conținut mult, 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 doar că o să trebuiască să intrați în videoclipurile mele și să derulați, să derulați până la începuturile canalului meu. Cred că acest început al canalului meu se situează undeva la vreo 2 ani distanță, cam așa ceva. Așadar, cei care vreți mai mult de la mine și nu primiți, intrați la mine pe canal, intrați la videoclipurile mele și căutați-mă în urmă, pentru că o să găsiți foarte, foarte multe videoclipuri pe care cu siguranță nu le-ați văzut. Iar acum continuăm lucrarea la rezervor. Am dat înainte, am făcut ce am făcut, acum nu știu că mă cam deranjează separatoarele alea. Nu știu ce să fac, s-ar putea să îmi iasă ceva mizerie pe viitor, dar până la urmă o să se oprească în filtru, o să-i pun și un filtru mai modern de benzină. Haideți să vă arăt ce am reușit să sudez: capacele, ambele capace. Și aici, după cum vedeți, am decupat și în partea asta. Iar acum o să trebuiască să încerc să mai curăț din rugina asta de aici. Așa. Și să ne apucăm să vedem. Poate reușesc să fac și capacul, să scap odată și cu rezervorul ăsta. Cam așa e treaba și aici. O să trebuiască să-i dau sudura în partea asta. O să-i dăm sudurile astea de la panouri. Iar abia apoi o să îi facem unduleul ăla acolo. Da, vedem cum îi face.
să vedem. M-am străduit puțin. Hai să vedem ce am făcut. Am sudat partea asta. Acum o să trebuiască să îi dau sudurile la panourile astea separatoare și după aceea îi dăm exteriorul și după ce îi dăm exteriorul o să vedem cum facem să îi dăm forma. Acolo e mai greu. Îi dăm înainte iar. Sudăm și panoul ăsta. Avem ceva de muncă. Haideți să vedem dacă ce treabă am făcut. Am terminat de sudat. De polizat nu o să-l polizez sub nicio formă. Ce o să-i fac? O să-l curăț și o să-l îmbrac în teroson puternic. După aceea o să-i dăm vopsea exact ca la șasiu. Dar înainte să-i dau cu teroson o să-i dau cu epoxy. Ca să-i facem treabă. Că după cum bine știți, treburile trecute pe care le-am făcut fără epoxy am avut atenția atrasă și nu mai greșesc. Haideți să vă arăt cum arată rezervorul după cârpeală. După enonuț. Cam așa arată toată socoteala. Chestia e că lateralele astea nu am mai putut face nervurile alea pe ele. Astea de aici, dar asta e, nici nu prea am bat capul așa tare cu el. În rest, rezervorul e original, cote originale, tot. Suduri perfecte. Acum urmează testul final. Că de sudat l-am sudat, dar hai să vedem dacă curge. Mă duc să iau niște motorină, pentru că o să-l verific cu motorină. Sper să nu curgă. Dacă ar curge, nici nu știu cum să fac să-l sudez. Cred că să bag apă în el, dar... Așa că am băgat apă în el, am terminat.
Iar acum, oameni buni, înainte să facem proba, mi-am adus aminte, o să vreau să îi fac un ușor de golire. Pentru că există posibilitatea să mai avem nevoie și chiar astăzi avem nevoie, chiar acum o să am nevoie de fapt. Când o să dau drumul la motorina pe care o fac aici. Punem masa să se culce. Punem masa să mănânce și punem patul să se culce. Gata. E în gură ce zici. A dus frigiu. Cu polingiu, da. Trebuie să amânăm momentul probării. Din ce cauză? Am observat ce vapori
am dublat sudurile, dar la jumătate am rămas fără sârm. Așa că o să continuăm mai. Stați aproape. Am revenit cu testul suprem. Eu zic că am făcut o treabă bună, dar acum testul vorbește. O să luăm ceva benzinoasă și băgăm în el. Vedem dacă într-adevăr am făcut o treabă bună sau dacă dă pe afară. Dacă dă pe afară, e încurcată treaba. Hai să vedem. Momentul adevăr. Acum e acum. Așa și pe asta. Și așa e pentru spălat. Și așteptăm. Oameni buni, sunt încântat, am reușit să termin într-un final și cu rezervorul. Am avut, prima dată am avut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pori, foarte, foarte, foarte mici. I-am rezolvat, am mai făcut odată testul, mi-au mai rămas 3 pori, pe care la rândul lor, la a doua mână i-am rezolvat și pe ăștia, așadar acum o să trebuiască să mă duc să mai cumpăr ceva teroson. Chiar cred că am bușonul aici să-l montez. Deci o să trebuiască să mă duc să cumpăr teroson. Îl îmbrăcăm în teroson. După ce, desigur, o să îi dăm o mână de primer. Dar o mână mai groasă. Așa. Iar acum avem un rezervor țiplet, impecabil, original. Mergem înainte. Mai avem puțin, dar parcă e așa de departe momentul în care o să termin cu toate trăboaile astea, că
Parcă într-un fel mi s-a și luat puțin. Mi-a cam obturat tot timpul. Treburile astea. Nu știu, e destul de greu, dar nu mai e mult. Asta e ideea. Nu mai e mult. Acum am schimbat și o cruce la cardane. Crucea asta este nouă, dar pe parcurs am constatat că mai am una. Nu asta. Asta. Așa funcționează. E, în partea asta merge foarte, foarte greu. Și am mai comandat una. O să vină și aia. Am pregătit și bridele alea, am pregătit și elementele astea. Mai avem câteva elemente de pregătit. Le punem la vopsit și pe astea. E pe primer, după cum bine știți, vopsea totul negru. Și avansăm, avansăm. Deci, pe termenul la care am sperat că va fi gata IMS-ul, desigur se prelungește. Se prelungește datorită lipsei foarte, foarte, foarte mari de timp pe care o am. Dacă aș fi avut măcar în fiecare zi câte două ore să pot lucra la el, aș fi fost, cred că, gata, dar din păcate nu mă pot încadra în așa fel. Chiar în ultimul timp am rămas mai rău în urmă cu timpul. Venim din urmă. Stați aproape. O zi minunată. La revedere!